Ia să, bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi suntem în vie, ia uitați! Așa. Și punem în sticluțe, să vă arăt cum conserv eu frunza de vie. Deci afară trebuie să fie soare, așa, să fie puternic, să fie cald, ca să încălzească frunzulițele noastre de vie. Vom avea nevoie de sticle din plastic, vedeți? Trebuie să fie curate, uscate și apoi noi vom lua. Acum, cât de mari doriți să fie frunza de când face sărmăluțele? Vedeți? Mai mari, mai mici, depinde de fiecare. Le luăm, eu le iau, trebuie să fie foarte cald. Aici la noi este foarte, foarte cald. Și dacă nu este cald, 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 în timpul 12, veniți cu o pălărioară și rupem. Rupem frunze de vie și punem așa una peste cealaltă. Așa. Și le culegem așa. Vedeți? Și eu le așez una peste cealaltă, fie de la vârf. Așa. Ia uitați. Vedeți? Frunzulița să fie de la vârf ca să fie fragede și rupem. Și așezăm. Aici am una, două, trei, patru și am să pun cinci. Am să mai iau încă una, tot la fel. Și rupem și punem cinci. Se vede, se vede, nu? Așa, eu sunt în grădină și începem să răsucim. Răsucim așa frumos. Închidem. Desfacem sticla noastră. Și să știți că se mențin mult, mult timp. Și acum le punem în sticlă. Ia să strâng mai tare. Trebuie să fie strânse bine. Așa. Așa. Ia să mai rupem câteva. Să ne mutăm și de la vârf. Rupem. Ia uitați. Aici avem vârful și rupem frunzulițe. Să fie cam așa de mari. Una, două. Ia uitați, și mai mici, depinde cât de mari doriți să faceți sărmăluțele. Sper că se vede, eu sunt singurică și filmez singură. Așa. Ia uitați, cam această mărime să fie. Să le facem micuțe și frumoase. Și punem câte 5, câte 10, acum depinde de fiecare. Așa, ia uitați. Am 3, 4, eu pun câte 5. Am să mai iau una tot așa de la vârf, am să aduc în jos, ia uitați, cam așa, ca să fie fragede. Și le strângem așa bine, ia să mă uit în cameră, că eu nu văd nimic. Așa, vedeți? Și le strângem bine, 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 cât mai bine, ca să le putem pune în sticlă. Așa. Și, punem aici în sticluța noastră și batem așa ca să intre. Să știți că intră multe și încet, încet, cu răbdare. Eu aici sunt cu camera și nu reușesc să le pun așa bine. Până umplem sticluța noastră cu frunze de vie. Ia să ne... așa să întorc. Așa, ia uitați-mă în vie. Eu sunt aici. Bună ziua, bună ziua! Am adus camera aici și punem aceste frunzulițe, trebuie să fie soare și cald, 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 că ele fiind fierbinți, puse în sticlă, după ce se închide bine, bine, și atunci căldura o să facă acel vid în interior. Ia uitați-le, așa, trebuie strânse bine, 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 bine. Astăzi stăm la cules frunze de vie. Este foarte bine în timpul 12, când soarele este puternic. O să vă puneți așa o pălăriuță pe cap și apoi strângeți și puneți. Ele fiind calde, închidem bine și se sigilează. Și umplem sticluțe. Să știți că se păstrează mult, mult, mult timp. Eu și după 2 ani de zile le folosesc și sunt foarte, foarte bine. Bune. Frunze de și rămân proaspete. Se închid foarte bine, se sigilează strâns, strâns, strâns și rămân așa
Și eu și după un an și după doi, un an jumătate, eu le folosesc aceste frunze. Să încercați și așa rămân. Deci fără nimic altceva. Doar că trebuie puse în momentul când este soare afară, ca să creeze acel vid în interior. Am intrat să vă arăt cum le pun eu. De foarte mulți ani pun frunza de vie așa în sticle. Deci culegem de la vârf cele mai fragede, așa, și dimensiunea o alegeți care vă place. Nu vă place să faceți sărmăluțe micuțe, culegeți frunza mai mare. Dacă vreți să faceți frunze sărmăluțe mici, frunzulița mai mică. Ia uitați, vedeți, se vede că deja a început să facă, să transpire. Și fiind calde, când se închide, atunci formează acel vid. Și o să vedeți că sticla o să fie foarte, foarte tare în momentul când se sigilează. Cu mare drag, Mărioara. Fără sare, fără să le puneți în saramură, fără nimic, doar așa. Și să știți că sunt foarte bune. Eu pun de foarte, foarte, foarte mulți ani în sticle. În sticle de plastic și se păstrează foarte, foarte bine. Așa. Acum eu rămân să culeg în continuare și ne vedem și mâine, și mâine dimineață. Și când eu scot frunzele și vreau să fac sarmale, după jumătate de an, să spunem, deci ele sunt conservate, sticla este foarte tare, eu o tai așa cu un cuțitaș, cu un foarfec și scot și le pun în apă fierbinte. Le opăresc puțin și după aceea fac sarmăluțe. Le puneți la fiert, normal, cum se fac. Să încercați să vedeți, fără conservanți, fără nimic. Vă doresc o zi frumoasă, vă doresc multă, multă sănătate. Am să vă răspund la întrebări. Eu abia zăresc că este soare și nu prea se vede pe ecran. Și vă las să vă mai arăt încă o dată via. Ia uitați ce frumusețe. Așa. O minunăție, ia uitați. Suntem la țară, în aer liber, unde este pace. Pace, multă pace și liniște. Vă pup, vă doresc multă sănătate, o zi binecuvântată și ne vedem. Ne vedem și mâine. Vă pup, o zi frumoasă. La revedere! Și vă mulțumesc din suflet. La revedere!